Exponatul lunii aprilie la Muzeul de Științele Naturii este ursul brun, cunoscut sub denumirea științifică Ursus arctos. Face parte din familia Ursidae, fiind singura specie de urs care trăiește în România. Ursul brun este răspândit în regiunea holarctică, adică mare parte din Asia, toată Europa, America de Nord și o parte din nordul Africii. În România, preferă pădurile întinse și liniștite de munte, dar și pe cele dese din zona de deal. Este un animal de talie mare, cu corpul de până la 2,5 metri lungime și înălțimea la greabăn de până la 1,5 metri. Labele au câte 5 degete, prevăzute cu ghiare puternice, încovoiate și neretractile, mersul fiind plantigrad, adică toată suprafața tălpii atinge solul. Masculii adulți depășesc greutatea de 300 de kilograme. Ursul brun are o blană deasă cu două rânduri de peri, spicul și puful. În funcție de anotimp și vârstă, culoarea blănii variază de la nuanțe de cafeniu până la brun închis sau negru. În ciuda aspectului său greoi, ursul are o viteză de reacție surprinzătoare, atingând și 50 de km pe oră. Corpul său, mare și puternic, îi dă posibilitatea să parcurgă 10 de kilometri pe zi la nevoie. Fiind un animal omnivor, consumă iarbă, ciuperci, semințe, cereale, fructe de pădure, larve, insecte, animale sălbatice și domestice, cadavre de animale și altele. În timpul iernii, urșii nu hibernează cu adevărat, ci stau într-o stare de somnolență profundă, timp care pot ieși cu ușurință în caz de pericol. Are mirosul și auzul foarte fine, iar văzul bun. Ursul mascul trăiește izolat. Doar în perioada împerecherii, în aprilie-iunie, caută ursoaica, alături de care rămâne circa 2-3 săptămâni, după care o părăsește. Gestația durează 7-8 luni, după care, în ianuarie-februarie, ursoaica dă naștere la 1-3 pui orbi de circa 400-500 de grame. Aceștia rămân orbi aproximativ o lună. Sunt scoși din bârlog după 2-3 luni și alăptați până toamnă. Puii devin independenți la vârsta de 2 ani. Ursoaica, împreună cu puii până la 2 ani, formează o familie. În general, se ferește din calea omului. Dacă este rănit, hărțuit de câini, împiedicat să fugă sau speriat de prezența omului din imediata sa apropiere, îl poate ataca, având o iuțeală de nebănuit pentru un animal atât de greoi. Longevitatea este apreciată la 20-30 de ani. Vă așteptăm să ne vizitați!